Bună ziua! Pentru cine nu știe, sunt Roxana Medvețchi, reprezint editura Rofimed Publisher din Bacău. Iată-ne din nou la o lansare de carte. De data aceasta o carte care este născută din colaborarea a două edituri. Editura Rofimed Publishers din Bacău și editura Saga din Tel Aviv. Vreau să mulțumesc editorului din Tel Aviv, Adrian Grauenfeld, pentru colaborarea deosebită și facilă care a fost între noi. Și sper să nu fie prima și ultima colaborare de acest fel. Aș fi vrut să spun că tehnica modernă ne permite să-l avem printre noi pe domnul Roni Căciularu, autorul acestei cărți, dar după câte se vede nu e atât de modernă și sper ca să putem intra pe parcurs în conexiune cu dumnealui. Nu vreau să vă spun decât câteva vorbe, oricum îl salutăm, îi mulțumim și îl felicităm pentru această carte. Nu vreau să vă spun decât câteva cuvinte, să vorbesc despre invitații noștri de astăzi. Este vorba de domnul Dumitru Brăneanu, președintele Uniunii Scriitorilor filiala Bacău, doamna Cristina Ștefan, vicepreședinta Uniunii Scriitorilor filiala Bacău, ambii scriitori. E vorba de domnul Petre Isachi, membru al Uniunii Scriitorilor Bacău, scriitor, critic literar. Domnul Codrescu, Grigore Codrescu, membru al Uniunii Scriitorilor și dânsul scriitor, critic literar, și domnul Mihai Buznea. Avem printre noi și invitați de la Comunitatea Evreilor din Bacău, mai mulți membri, printre care și domnul președinte al comunității, domnul Brif. Mi-am făcut o hârtiuță că nu vreau să omit pe nimeni și nu de alta, dar mâine s-ar putea să nu mai am post, bine că a plecat domnul director. Vreau să mulțumim partenerilor noștri. E vorba de Uniunea Scriitorilor, filiala Bacău, Televiziunea Literară, Tele1 TV și Ziarul Deșteptarea. Și nu în ultimul rând, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru prezență, pentru că v-ați rupt din timpul dumneavoastră și participați la acest eveniment organizat de editura Rofimed Publisher. Sper să participați de acum, pentru că noi ne-am făcut un program și dorim să-l punem în aplicare, să facem lansări de carte tuturor autorilor care vor scoate în editura noastră. Vă mulțumesc încă o dată și vreau să-i dau cuvântul doamnei Cristina Ștefan, dânsa are experiență în moderarea astfel de evenimente. Și după aceea dânsa o să dea cuvântul tuturor celorlalți. Mulțumesc tuturor. Bine ați venit, vă spun și eu. Îmi pare rău că după promovarea pe care am făcut-o și pe Facebook și pe site-ul Uniunii, credeam că o să fie mai multă lume. De ce? Este un eveniment important și mulțumesc încă o dată familiei Medvețchi că m-a implicat. Sunt onorată că sunt implicată în acest eveniment, pentru că sunt băcăoancă, născută în Bacău, și cartea scrisă de domnul Roni Căciularu este propria mea amintire a copilăriei și a adolescenței. Sunt ceva mai tânără decât generația dumnealui, el este născut în 1939, dar lucrurile despre care vorbește, clădirile, străzile,
tonul bacovian pe care îl folosește cu tot cu citate în această carte m-a impresionat în mod special. Eu am citit Arc Voltaic, prima carte a domnului Roni Căciularu, când aveam 13-14 ani. Și vreau să spun că acea carte, în stilul de, l-aș numi un estet al Bacăului, al domnului Căciularu, m-a marcat. M-a marcat pentru întregul meu viitor literar, întregul meu scris. Pentru că este un scris amplu, un scris al omului care iubește acest loc. Nu trebuie neapărat să fim toți născuți în Bacău ca să putem rezona perfect cu acest scris, dar trebuie să iubim Bacăul așa cum îl descrie domnul Roni Căciularu. N-aș vrea să ne transformăm în nostalgici, trăim alte vremuri, Bacăul s-a transformat foarte mult față de ceea ce relatează domnul Roni Căciularu în cartea sa, însă știți cum e, ceea ce e profund, ceea ce e simbolic, ceea ce rămâne în din acest oraș și din descrierea lui, sunt cuprinse în această carte. Sigur că devii sentimental în momentul în care Roni Căciularu povestește despre Podul cu Lanțuri sau despre vechile străzi și vechile instituții de cultură care erau atunci. Când vorbește despre Steagul Roșu și de redactorii care au fost acolo, eu mi-am regăsit părinții în această carte, mi-am regăsit prietenii lor și mă declar impresionată. Nu știu cum ați dori, cum ar fi bine să fie o întâlnire interactivă. Pot fi puse întrebări, exact cum spune domnul profesor. Nu știu dacă ați avut timp să citiți cartea respectivă, dar eu m-am gândit că pe rând, după cum veți vorbi despre carte, o să-mi permit să vă dau câte un citat sentimental, nostalgic din această carte. Și vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Ordinea, nu știu care e. Eu? Domnul profesor. Eu, dacă așa ați hotărât. E romanul unei generații. Romanul unei generații care în mod miraculos a rezistat în istorie, să ai, mă rog, destinul să te naști în 1939, deci aproape în plin război, când deja Germania atacase sau era pe cale să atace Polonia, a fi apoi invadat, cum se știe, de bolșevism, de comunism și de un sistem totalitar care acționează în mod straniu, aș spune eu, și astăzi, și apoi de postcomunism. Deci e o generație care, în mod paradoxal, a reușit să învingă istoria. A reușit să învingă istoria pentru că, dacă ne uităm atenți la biografia domnului Roni Căciularu, vom descoperi în el un intelectual autentic, un produs al Universității din Iași, cu profesori de elită, de la Alexandru Dima la, eu știu, Husar, cu un corp profesoral de referință la data respectivă și cu o relație liberă, aș spune, cu universitatea. Este foarte interesant pe secvența de viață în care
ne revelă Universitatea din Iași și modul său de a-și învinge destinul. Cartea strălucește în primul rând prin ceea ce s-ar numi o inteligență artistică, în opinia mea, o inteligență artistică de excepție, o pluralitate stilistică, creându-se un roman așa între poem, aș spune, memorialistică și cu o anume distanță creată de un umor specific lui Roni Căciularu, de un spirit critic care nu iartă, care trebuie să-l aibă jurnalistul de excepție. Să ne amintim de pildă în roman de revolta lui, de ce a fost, mă rog, făcută dispărută Casa Bacovia de la Paloșan, cea veche de la Paloșanu. Da. Deci aparent ni s-ar oferi un roman documentar. Descoperim un Bacău acribios descris, cu personaje cheie, cu instituții cheie, cu dar în realitate el transfigurează un oraș metafizic, o stare de spirit, și prin această idee romanul este, că este un roman, orice s-ar spune, un anumit tip de roman, este construit să învingă timpul, tocmai prin acest Bacău, prin acest oraș al meu, ca leitmotiv care devine și este reiterat, și prin ideea că un loc nu-l sacralizez decât prin iubire necondiționată, prin sacrificiu necondiționat. Personajul principal al romanului ar fi acest Bacău metafizic. Dar descoperim, dacă vreți, și un autoportret al lui Roni Căciularu, aproape un model, aș spune eu, un model pentru jurnaliștii, ziariștii contemporani, un model pentru intelectualii de astăzi, un model prin modul său de a relaționa cu lumea, de a iubi pe ceilalți. Este o carte strict personală. Vrei să mă întreb ceva, zi? Nu, nu vreau să mă întreb dacă acela e Roni de pe ecran sau nu. El e. Nu. Da, stai așa să mă dau în partea asta așa. El pare, nu? El este, da. El este, da? Da, e mai tânăr decât noi, așa că degeaba. Da, 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 după zâmbet. Da, e... Bănuiesc că ne aude, da? Da, ne aude. Vreați dumneavoastră să ne întrebați ceva, doamna Cristina? Da. Ați asemănat în post față acest scris cu Franz Kafka. De ce? Da, 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 da. De ce am asemănat? Pentru că... Deci această scriitură, care este o elegie filozofică, este, dacă veți observa, în care transfigurează sic transit gloria mundi, fugit tempus, pe lângă categorii estetice specifice romantismului, pentru că el rămâne un romantic, Roni Căciularu, o categorie aproape omniprezentă este absurdul. Deci sub masca unei societăți în care sistemul funcționează fie că vrem, fie că nu vrem, se descoperă lupta asta absurdă a fiecăruia dintre noi cu destinul. Pentru că este o carte, spuneam, a unei generații și a unui intelectual care reușește să-și învingă destinul, învingându-se pe sine până la urmă. Da, deci
cartea este kafkiană și prin această relație care o are Roni Căciularu cu orașul, prizonier al orașului, al unui oraș pe care, sigur, e frumos dacă ești prizonier al unui oraș pe care îl iubești. Adică trebuie să fii cel puțin prizonier al unui lucru sau unei stări de spirit pe care o iubești. E remarcabil, remarcabil și prin faptul că nu alunecă, să spunem, în creangă, dacă ați observat. Reușește să se detașeze, să-și păstreze personalitatea, stilul, viziunea, fără să alunice, deși există un idilism specific pe care numai el îl are. Nu, eu îl știu din presă, ca mulți dintre dumneavoastră, îl cunosc din presă, îi cunosc stilul, îi știu, mă rog, voința lui de a este, se considera un sclav al cuvântului. Nu? Puțin dintre noi se consideră sclavi ai cuvântului, atât ca jurnalist, cât și ca scriitor, și credea în cuvânt, credea în lume, credea în ideea de dreptate, credea că lumea poate fi îndreptată, avea, să-i spun, cum aș spune eu, atributele pe care trebuie să le aibă un intelectual autentic. Nu ar fi fost și nu ar fi, nu și-ar fi învins de destinul dacă nu ar fi avut o asemenea voință și credință în celălalt, în prietenie, în lume. Admirabilă mi se pare scena, sunt multe scene, nici nu știu, vom mai sta de vorbă, admirabilă mi se pare prezentarea teatrului, unde el a început din copilărie și ați văzut ce mult marchează un destin, un început de felul ăsta, apropo de sarcina care ne revine nouă astăzi cu tinerii. Ce, i-a marcat destinul un elogiu, o odă închinată, aș spune, actorilor și intelectualilor din Bacău și în special Bacăului. Da, este o carte admirabilă, aș spune, este o carte, o oglindă, dacă vreți, a spiritului nostru, în care se argumentează cu eleganță și într-o pluralitate de stiluri și măști autoriale și naratoriale această trecere a timpului, care nu poate fi învinsă decât realizând ceva, lăsând ceva. Este și un fel de testament, dacă vreți, a unui intelectual dintr-o generație reprezentativă, aș spune eu, pentru România, cei care știu. Doamnă, eu mai intervin și după când o fi. Da, că domnule, da, ca să nu... Interactivă. Ca să nu plictisesc. Da, mulțumim frumos, da. Roni Căciularu nu alunecă spre Creangă, nici într-un caz. Așa, da. Dar alunecă spre Bacovia. Deci da, sunt foarte dese citatele de versuri și îl iubește pe Bacovia și chiar scrie în proză prozopoeme. În orașul meu, în orașul meu, mă întorc mereu, clipă în infinit, murmur amăgit, clipă lângă clipă, șoaptă de argint, cântec de alint. În orașul meu, în orașul meu, am rămas doar eu, singur cu ce-a fost, fără vorbe, fără rost, rotocoale, fum, țigări, cafea cu amici și nimenea. Plouă, ninge-i primăvară, pentru a câta oară. Pe trotuar alături saltă altă lume, altă, iar Bacovia cu tutun umblă straniu taciturn. Da, super, e poematică, o proză poematică, da, optimismul e preponderent. Da. Așa a început și în art voltaic, așa a fost, și art voltaic liric. Domnul profesor Codrescu. Da, mulțumim. Domnul Dumitru Medveschi, prietenul nostru, are niște antene speciale ca să depisteze cărțile rare. Numai pe acelea le tipărește.
Eu mărturisesc că sunt aproape complet dezarmat. Cartea n-am citit-o, spun sincer, așa m-a învățat tatăl meu, care era rezești țăran. Să fii sincer, el de asta a murit la canal, că a fost sincer. Văd că nu poate face și cereau proștii aia. Iar pe vremea aceea, Roni Căciularu nu intrase încă la Iași, cea mai veche universitate, pentru că vârsta lui îmi spune asta. Eu însă vreau să spun că pornesc din altă parte, nu ca prietenul meu, Petre Căisache, care e foarte abil, ați văzut și-o făcut, s-o retras ca armata nu știu cui. Dar ce vreau să vă spun, este vorba de atingeri între cultura română și cultura iudaică. Cele mai frumoase produse așa au apărut, din aceste atingeri. Știți de ce? Pentru că m-a ajutat Amos Oz să pricep acest neam. Nu, și Biblia, desigur, dar m-a ajutat Amos Oz că el are o carte formidabilă în care mă bagă în chibusul în care a ajuns un erou de-a lui. Pe urmă, într-o altă carte, puteți să le căutați, că la bibliotecă nu știu dacă o da bani domnul președinte al județului, într-o altă carte, Iuda, înțeleg bine care a fost rolul acestui apostol. E o capodoperă de înțelepciune Amos Oz. Am vrut să aduc în această discuție și alte figuri din cultura iudaică, totodată, pentru că sunt, cum indirect mă provoca doamna Ștefan, mi-am adus aminte de doi profesori extraordinari de la liceu, liceul meu. Erau amândoi produse ale culturii iudaice. Unul era Schulman, care preda anatomie, botanică și biologie. La începutul fiecărei ore era o echipă din clasă care se ducea să-l ajute să aducă materialele, care se înșurau așa, ca ăstea ale lui Măric, care, dar să nu mă spuneți, nu prea îmi plac mie. Eu sunt de la țară, nu așa țăranii mei. Pe urmă, ce vreau să vă spun? Domnul Schulman trecea cu noi strada frumos, ordonat, în orele programate și îmi ducea la grădina unde e acum școala de vis-a-vis de liceu Alexandrie. Și ne învăța cum să cultivăm cu tare plante, unele nu erau de pe la noi, eu nici nu le știam. Din comuna mea Secuie nu le știam, dar de la el le-am reținut. Mai era un profesor, ăsta era de-a dreptul genial, era peste limitele tuturor, un anume Segal, care ne-a explicat astfel ca să pricepem cum este cu antenele, cu marile descoperiri fizice și celelalte. Erau doi frați, de pildă. Unul i s-a întâmplat o chestie într-o zi pe care o voi povesti altă dată. Însă revin la prietenul nostru despre care știu puține lucruri, pentru că în vremea aceea eu, după ce am făcut liceul, m-am repartizat secției, așa era denumirea, la un gimnaziu rural. Și acolo am făcut garduri, sobe, cămin cultural și, cum se cheamă, oficiu cinematografic cu ecran mare. Dom'le, n-aveam cum să-l cunosc, dar ziarul venea la mine, la noi adică, încât Roni Căciularu m-am interesat ca un om cu deschidere spre lectură, cum încerc să fiu și acum, și astfel am aflat recent că, cum să zic, colegii mei de la, după ce am mers la universitate pe bază de bursă,
de stat, recunosc acum, că altfel n-aș fi putut, a fost am ajuns vrând nevrând la liceul Emil Bota în Ajud. De acolo însă, văzând că Ceaușescu taie județele altfel, am venit la Bacău, că mă simțeam mai legat. Și în felul acesta am ajuns aici, unde am găsit doi oameni, tot produse ale culturii iudaice, extraordinare. Și îmi pare rău că au plecat. Chiar sincer, deși nu aveam cum să... Pentru că, de pildă, Cernica Pinsler, împreună cu soțul ei, într-o zi pe Valea Muntelui, a cântat niște cântici pe care le auzisem numai la bunica mea, care era octogenară. De asemenea, o doamnă care preda limba rusă, tot produs al culturii iudaice, m-a uimit prin rafinamentul cu care noi, cei care eram pe acolo, la Manjeron, să dialogăm cu copiii. Ei, dar v-am spus destule despre colegii mei și despre reperul meu, care este tot cu două propoziții de ale lui Amos Ozan, să vi le spun, poate nu le-ați auzit, și anume că într-un loc am găsit că familia, zice el, e cea mai fascinantă și misterioasă instituție. A murit Amos Oz la 79 de ani de cancer, fără să aibă bucuria, că e recunoscut prin premiul Nobel. Unde știți dumneavoastră să mai fac și tragere de sfori. Dar cărțile lui m-au uluit, m-au marcat. Totodată revin la Roni Căciulară, care o să mă acuze acum de duplicitate, că nu vorbesc despre el însuși. Păi dacă n-am citit-o, nu a ajuns la mine. Acum domnul Medveschi o să spună, domnule, dar n-am avut timp, când să ți-o dau? Însă eu mă bizui pe domnul Buznea, care e destul de abil și el și de, cum să zic, are o recenzie, eu nu știu dacă o știi chiar tot. De pildă, mie mi-a plăcut episodul cu trabantul, că primul trabant în Bacău l-a adus el, Roni Căciularu. Al doilea episod a fost că, adică, dar și titlul este dat dracului, ci că un anonim celebru și amintiri mărunte, știi, le pune așa, mă rog, în ciocnire. Da. E, mă rog, dar e talentat, domnul Buznea e foarte talentat, cum să zic, nu-l critic mai mult pentru că mi-e și frică, el are, cum să zic, puterile lui. Însă, încolo, ceea ce cât am putut să citesc din recenzii și fragmentele pe care le-am găsit pe undeva, umorul, plasticizarea, transfigurarea, nu-i lipsesc lui Roni Căciulară. Era talentat. Era talentat. Am mai colaborat cu cei din neamul domniei sale și când am mers odată și am întâmpinat un ansamblu artistic din RDG și cu care am dialogat la două nivele, așa. Pentru că noi cu pontele noastre, cum să zic, băcăoane, cum îl chema pe redactorul de la Ateneu, care a murit primul? Știi? Mișu Sachter. Era cel mai talentat. Era cel mai talentat dintre cei care făceau texte, care scriau texte, iar umorul lui era rar, de un rafinament rar. Mișu Sachter a murit la mașina de scris.
ultima lui poezie ne-a citit-o cineva la mormântare, că am fost. Bine, atunci a fost și o situație la teatru în apropiere cu Lori Cambosco. Cultura iudaică a făcut lucruri frumoase la Bacău, foarte frumoase. Bine, au fost câte unul aici, acolo, cu și de-ai noștri, care au mai făcut și altceva. Însă cartea lui Roni Căciularu este prin nostalgie, umor, narațiune și perspectiva naratorială, memorialistică, toate sunt ale lui. Puține cărți răzbat atunci când perspectiva e unică. Vă mulțumesc că nu mi-ați arătat că vă plictisiți. Dacă vreți, vă mai sunt de vorbă. Despre Casa Bacovia. Casa Bacovia, o alta decât cea știută de toți. E vorba de casa de pe strada Bacău-Piatra, de pe lângă podul Paloșanu, locuința lui Bacovia și a părinților săi. Azi, casa e rasă de pe fața pământului. Însă nu pot uita că pe timpul crudei mele juneții se vindea acolo la un geam larg deschis către trotuar, pe o platformă de tablă zincată, special amenajată, se vindea sirop la pahar. Alți oameni locuiau acolo, străini de poezie și de astfel de valori, iar licoarea dulce și colorată se scurgea prin mici orificii cu robinetele pe măsură, din tuburi verticale lungi de sticlă străvezie, în pahare groase, mereu spălate, peste care se sprițuia sifon și apoi se amesteca cu lingurița, uniformizându-se astfel licoarea aceea, cu miros de fructe sau de trandafir. Și eu am prins tonetele cu sirop de trandafir pe strada mare, că era drumul meu spre școală. Am locuit în pasaj 6 martie, colț cu Ierni. Am locuit numai printre colegi evrei, foarte, foarte mulți evrei și mă leagă enorm această copilărie. Când au plecat și a plecat și cea mai bună prietena mea, o chema Tina Berenstein și am pierdut-o. Pe peronul gării n-am să uit niciodată lacrimile și de o parte și de alta, pentru că au plecat în masă. După acei ani, strada Iernii, inclusiv casele din spatele teatrului, acolo locuiau foarte, foarte mulți evrei, s-a golit. Strada Iernii s-a golit când au plecat în Israel. Și vreau acum încă un fragment să vă citesc despre grădina publică, așa cum era, astăzi parcul trandafirilor, eu am prins-o așa cum era, imensă, era foarte mare, azi n-a mai rămas mare lucru, spune Roni Căciularu din grădina publică, de altă dată a ciuntit-o tovarășa prim secretar de județ, a mers pe acolo ziua, nu de mult, prin ce a mai rămas din fosta grădină mare, mi s-a strâns inima și mi-am reamintit de o melodie pe care o ascultam de la mine din casă, de vis-a-vis de intrarea în această grădină. Deci a locuit în centru, Roni Căciularu, în centru vechi, în această grădină, pe când învățam pentru bacalaureat, examen de maturitate. Într-o seară de vară, o vioară cânta aici, lângă inima mea. Nu plec din grădina mare, din așa zisul parc al trandafirilor, până ce nu merg și fac o plecăciune de inimă în fața locului unde fusese salcia pletoasă. Acum mai avem o placă acolo, din câte știu, mare, bogată și unică de aici, pe o placă de marmură. Nu mai este placa? Alta, da. Nu plec din grădina mare, din așa zisul parc al trandafirilor, până ce nu merg și fac o plecăciune de inimă. Pe o placă de marmură montată în 1999 citesc: sub această salce, care nu mai e, a meditat, a creat și a scris poetul George Bacovia o mare parte din nemuritoarea sa operă. Domnul Busnea, vă rugăm frumos, onorați. Mulțumim. Părerea mea că simt, probesc ceea ce voi spune, înainte de a fi scriitor, Roni Căciularu a fost și a rămas ziarist. Am lucrat cu el în redacție timp de 18 ani. Prin condeiul lui
se continuă o tradiție a reportajului la Bacău. Bacău a dat cel mai mare reporter al perioadei interbelice, Marius Mircu, cu care Roni Căciularu a fost în relații de excepție. Din acest punct de vedere, cred că se cuvine să-i acordăm lui Roni, amicului meu Roni, nota maximă. Cartea despre care se face vorbire aici este o carte de reportaje, de mini-reportaje. În limbajul ziaristic le numim tablete, pentru că sunt tablete de câte o pagină jumate, două jumate, trei. Tablete care pornesc de la realitățile văzute, trăite de Roni Căciularu, dar care conțin și elemente de literatură. Este o trecere de la gazetărie, gazetăria care se bazează pe fapte, documente, impresii, sentimente, la literatură. Ziaristul vorbește puțin, scrie mai mult. Dați-mi voie să citesc eu o frază din această carte. Frază care mi-a inspirat de altfel și rândurile apărute în revista Plumb, în urmă cu 2-3 zile. Da. Strada, mă cufund printre trecători, anonim. Pe cei mai mulți nu-i cunosc, nici ei nu mă știu. Altădată ieșeam prin oraș și la fiecare câteva minute mă ocream cu câte altcineva să mai schimbam o vorbă, două. Strada freamătă și nu știu de ce mă simt bine așa, stingher și necunoscut de nimeni. E cam ciudat, dar e bine. E un sentiment de libertate, de imponderabilitate chiar, vis-a-vis de grija de altă dată de a nu lăsa în urmă vreo impresie rea, de a nu greși cu ceva față de alții, față de mine. Trec acum pe stradă, pe centru, anonim și senin. Sunt cel ce a fost și nu mai este. Sunt cel ce este tot ce a fost. Trec odată cu mulțimea străzii, o picătură dintr-un val. Mergem umăr lângă umăr, ne depășim unii pe alții, o parte suntem în sens invers, dar avem grijă să nu ne incomodăm. Aceste două fraze mi-au inspirat titlul și conținutul, să zicem, cronicii apărută în revista Plumb. Roni, cine îl cunoaște pe Roni dintre băcăoanii de astăzi, cei de sub 50 de ani? Niciunul. Așa, da. Deci, pentru cei ce i-au urmat lui Roni, Roni este un anonim, dar este un anonim celebru prin creația reportericească pe care ne-a lăsat-o și cea pe care o realizează în prezent. Deci, anonimul va putea fi recunoscut datorită acestor reportaje. Eu nu vreau să intru în conflict, în contradicție cu domnul Isachi. Eu nu consider această carte a fi un roman, ci e o carte de tablete, de reportaje, de tablete la minut. Mulțumim frumos, dați-mi și mie microfonul. Da, Roni Căciularu nu este tocmai un anonim, cel puțin pentru mine nu, care l-am citit de la 12 ani, și nu este anonim pentru că prețuiesc mult generația de ziariști din care face parte. I-am cunoscut, am colaborat, să spunem Eugen Verman, să spunem Vasile Sporici, să spunem Victor Ienășoaie.
oameni de o profundă pregătire, specializare, profesionalism. Și am găsit aici, în legătură cu modul în care a ajuns el redactor la ziarul de atunci, n-am știut că se numea Luptătorul la început, și apoi Steagul Roșu. Prima dată s-a numit Vremuri Noi. Vremuri Noi. A devenit Luptătorul, a avut mai multe perioade, săptămânal, bisăptămânal, după 4-6 la 1 mai a devenit cotidian și a apărut Steagul Roșu. Și dumnealui, cine? Vă dau imediat microfonul. Imediat vă dau microfonul, numai să citesc un fragment și imediat. Omagiu, pios omagiu lui Victor Enășoaie, căruia i-am editat post-mortem un roman, care zic eu că a avut succes. Mulțumim fratelui său Ioan Enășoaie, care este aici. La vârf venise Victor Enășoaie, ce om, din altă lume, din adevăratul popor român. Era coleg cu toată lumea, fiecare primea atenția așa și considerația nedisimulată, naturală, de la om la om, de la egal la egal. Cult, onest, pozitiv. O minune de om secundat de Dumitru Mitulescu, acesta în calitate de redactor șef adjunct, zice. Da, Mitulescu. Mitulescu se asortau de minune, fiind cam din același aluat. Mitulescu, maestru în artea culiselor, ziarist, care știa bine ce și cât trebuie să fie publicat într-un ziar în condițiile date, fără a neglija gustul și preferințele cititorului. Sub conducerea acestor doi diriguitori de ziar, tirajul ajunsese la peste 100.000 de exemplare. Mulțumim tare mult ziariștilor Băcăuani. Eu, nefiind filolog de profesie, nu prea fac distinția decât așa la o distanță de o întindere de mână între scriitori și ziariști. Îi consider scriitori. Și mulțumim frumos că ați venit. Vă predau microfonul aici în față să ne vorbiți despre Roni Căciularu. Poftiți, poftiți. Da. Voisem să spun, mi-a scăpat, dar repar greșeala, să zicem greșeala. La Bacău ființează o filială a Uniunii Ziariștilor Profesioniști, înființată acum 4 ani, și la sugestia, la propunerea mea, numele filialei este Marius Mircu. Onorăm memoria lui marelui reporter Marius Mircu și prin ceea ce facem noi, cei câțiva care am mai rămas în sală, mai suntem 4 dintre foștii redactori ai ziarului Steagul Roșu, mai apoi Deșteptarea. Cornel Galben, Ștefan Olteanu cu cămașa albastră și în spatele lui Traian Valeriu. Deci, la Bacău ființează filiala UZPR, Uziunea Ziariștilor. Scuze, și pe Petre Done, e mascat așa, da. Filiala numără peste 40 de membri și încercăm să adăugăm la nivelul talentelor noastre și posibilităților noastre, noi date despre la tradiția reportericească extraordinar de frumoasă și de veche a Bacăului. O monografie a ziarului este? Este, am făcut-o eu la 35 de ani de la apariția ziarului Steagul Roșu. Dar vreau să văd. Păi la mine, în 2 exemplare. Da. Cum în 2 exemplare? Poate se reeditează. Ce s-a întâmplat? A fost lucrarea mea... Nu se poate reedita. Nu. Dar de ce nu se poate? A fost lucrarea mea de diplomă la Facultatea de Ziaristică. Păi înseamnă că da. E falsă cartea. Nu e falsă carte. Cum e? Iese sau... E multă politică, e istoria... Este istoria... Păi avut chiar este istoria... Domnule, este istoria comunistă a ziarului Steagul Roșu. Asta este. Comunistă. Păi, da. A apărut Luptătorul, după aia Steagul Roșu și...
comunistă. Nu era partid. Chiar comunistă, că erau oameni care nu aveau legătură directă cu partidul Ana Paula. Domnul profesor Ionel Moscovici, profesor și inginer. Nu am fost coleg, dar am... Mai fost coleg de școală? Da, am fost coleg și acum am un coleg care, în două etape, a fost prima dată, asta este să... Mă scuzați, vorbim foarte puțin, fiindcă aș putea vorbi foarte mult. Faptul că întâmplător m-am născut cu un an mai devreme decât autorul cărții și nu ne-am văzut mult timp. Dar, în primul rând, înainte am intervenit, mă scuzați, că am vrut să spun, când era ziarul Luptătorul, redactor șef era Vasile Voican. Apoi, o ajuns la, în timpul în care era domnul inginer Mitică Mitulescu, Dumnezeu să-l ierte, redactor șef, și Roni era acolo, am stat puțin de vorbă, că eu am avut intenția să scriu un articol intitulat Moda, o necesitate sau un rău social. Mitică mi-a spus, tu scrii articolul, dar nu se simte publică. Iar tânărul Roni era ce se numește, am stat înainte de vorbă cu domnul Doni, era cap limpede. Ne-am mai întâlnit ei și acolo, eu neavând decât ulterior, spune, calitatea de profesor, fiind muncitor, inginer, alte treburi, domnul critic Codrescu mă cunoaște întâmplător când un timp eram colegi. Auză, te-ai ofilit acum. Nu, am devenit transparent, nu, transparent. Dar poate... Întotdeauna, dacă un coleg nu găsea catalogul, s-a uitat dacă nu a avut Moscovișoară. Că dacă avea oră, îl lăsa pe... Nu e așa? Nu lăsăm. Nu plecam până nu spuneam tot ce avem de spus. De pentru care, poate mai dă Dumnezeu și peste... Un profesor bun, și profesor și inginer, și uite, are și umor încă. Câți ani ai, Ioane? Păi dacă nu mor peste câteva zile, aveai îndrăzneala să mă împlinesc 84. Dar n-am mai terminat romanul Pălăria salută Cabu, pe când era ideea că foarte multe mari pălării... Ai citit ceva de Amosos? Dar nu mai văd, aia e nenorocirea, că aș mai citi. Deocamdată, dăm dacă ești amabil... Toate orele de la electrotehnică, el le lua. Nu lăsa pe nimeni. Dar nu numai... Nu, domnule, dăm una din ele. Așa, foarte bine că ai făcut-o pe asta. Păi dar nu din ele cunoscut, știi cu cine am pățit pe asta? Fii amabil, vezi la unul din astea două, ți rog frumos, că eu nu văd. Da, vedeți? Nu cu probleme, practic, ori, dar nu mă laud. Aici, în capăt... Memoriale, ăsta e volumul 1. Da, asta a fost prima, dar aici vă rog să-mi spuneți în coadă ce scrie. Aici este Mangeron, capul este al lui Einstein și aici scrie Voltaire, da? Scrie Voltaire. Nu. Pe asta nu. Pe asta scrie, pe aici scrie Voltaire, pe asta, precis. Pe frunte. Dar unde locuiești, Ioane? Poftim? Unde locuiești? Vila mea nu-i gata încă, mai am desfășurat ultimele 15 etaje. În garsoniera aia și culme este altă treabă. Trebuie să mă muncesc ca să donez cărțile, de ordinul miilor de cărți, că nu le-am vândut, nu vreau să vând. Nu, dar am vrut să vorbesc mai departe. Acum, întâlnirea asta mi-a făcut o deosebită plăcere și în același... De ce? L-am cunoscut și pe tânărul Bacovia. Sunt Bacovia, el a locuit pe actuala casă, nu mai era o vilă, cum a fost policlinica veche, era într-adevăr atât de slab, că atunci vedeam cum trebuie eu, și l-a chemat de acasă Vasiliu și restul acolo erau rude de-a lui, mătuși și de-ale mele, s-au terminat. Partea proastă este că... Stai așa că vorbește Roni Căciula. A, vorbește el acolo? Da, am trecut, cine mi-ai spus? Adică, dacă i-am cuvântul, nu vorbește? Ne aude? Da? Domnul Roni, puteți vorbi cu noi? Ne aude. Da, cu mare plăcere. Chiar mă auziți? Da. Se aude? Da, mă auzim foarte bine. Bun. Vreau să vă spun că mi-e puțin greu să vorbesc pentru că ceea ce am auzit despre mine nu poate decât să mă emoționeze și ca om fiind, sigur că lucrul ăsta va străbate și prin sticla la care acum mă uit. În general, sticla asta mă face pe mine să fiu un fel de François Villon și când mă întreb, dar unde sunt zăpezile de altă dată, să zic, uite, le-am găsit, dumneavoastră sunteți. Nu pot decât să mulțumesc pentru această iarnă călduroasă. Încolo, e onoare pentru mine că
tocmai în timpul dumneavoastră liber, v-ați găsit vreme să veniți și să ne aflăm în treabă în legătură cu cartea mea. Mai întâi, aș vrea să mulțumesc, ecranul ăsta la mine e cu partea din sală mai mică, cu partea prezidiului mai mică. Reușesc însă să desprind câteva persoane cunoscute mai bine sau mai puțin bine și vreau să mulțumesc în primul rând organizatorilor. L-am zărit abia în ultima perioadă, fiind mai depărtat de mine, pe domnul Brâneanu și mă bucur foarte mult că domnia sa mă onorează cu prezența. Nu mai vorbesc de doamna Cristina Ștefan, care m-a și citit încă de când și care am văzut că mă cunoaște așa bine. Cât privește domnul profesor și marele critic Petre Isachi, am făcut pauză specială să subliniez numele acesta. Mulțumesc foarte mult, mi-ați făcut un monument. Vreau să vă spun că, în opinia mea, e un critic literar de un rafinament excepțional și vreau să-i mai spun domnului Petre Isachi că laudele care mi le-a făcut dumnealui, aprecierile care mi le-a făcut, de fapt îmi ilustrează că avem multe puncte comune. De fapt, dumnealui este așa cum m-a descris. Dacă nu m-ar fi descris atât de bine, n-aș fi crezut, dar acum cred că trăiește și gândește și simte la fel ca mine. Numai un om care știe să privească în sufletul altui om cu atâta profunzime ar fi putut să citească printre rândurile cărții mele atât de multe lucruri bune și profunde. Vreau să continui însă cu mulțumirile. Mihai Buznea a contribuit la această întâlnire la care ne aflăm cu tot sufletul, împreună cu a contribuit nu numai dumnealui, bunul meu prieten, ci și familia lui. Nu vreau să vă țin cu amănunte, dar îi mulțumesc foarte mult. Uite, observ acum barba prietenului meu, Cornel Galben, fostul meu coleg, care, în primul rând, trebuie să cred că știți că este un bun poet. Pe vremea când eram colegi, scria versuri de o bună calitate în aprecierea mea. Mai sunt probabil persoane pe care nu le-am amintit, dar îmi cer scuze. Bineînțeles, domnul profesor Codrescu, care m-a onorat cu două, trei vorbe pe coperta cărții mele, dar care au atât de mult tâc încât aș vrea să vi le citesc. Doar câteva cuvinte, dar atât de profunde. Cartea lui, adică a mea, arată că în spațiul cultural națiunile pot fi alături în eternitate. Nu poate fi nimic mai frumos. Și apropo de lucrul acesta, cartea pe care mi-a făcut-o domnul Medvețchi și pe care probabil o aveți și dansă de acolo, este un simbol în ochii mei. Pe copertă jos sunt două stegulețe. Cel românesc și cel al statului Israel. Ăsta sunt eu la ora actuală. Jumătate din inimă la Bacău, pentru că Bacău în ochii mei e România. Întâi și întâi Bacău. Și al doilea este Israelul, unde jumătate de viață mi-am consumat-o aici. O carte bine făcută, mă bucur că am căzut pe mâini bune. Care e istoria acestei cărți în două vorbe? Nu vreau să abuzez de timp, pentru că mai urmează și masa de prânz a dumneavoastră, fiind sâmbătă și apropiindu-se duminica. Nu poate fi nimic mai plăcut, dacă ne grăbim.
vreau să vă spun că, de fapt, această carte a apărut întâi în Israel sub titlul Acuarele de demult. În urmă, i-am spus editorului meu, Adrian Dreyfeld, din Israel, băi, zic, aici în Israel, de acum mi-am făcut viacul, mă știu, oamenii m-au înjurat care au avut să mă înjure, m-au iubit care m-au iubit. Eu nu sunt primit, dacă nu e în România, degeaba mai scriu. Sufletul meu e acolo ca și aici. Știi ce mă gândesc? I-am zis eu, băi, să caut un editor în România și să o publicăm și acolo. Zice, lasă-mă pe mine. După o perioadă, uitasem de acum de discuția asta, primesc telefon, Ronnie s-a rezolvat, cartea apare, stai puțin, dar n-am nimic. Peste câteva zile primești coperta. Peste câteva zile l-am cunoscut și pe domnul Medvedski prin telefon. Încă o dată am primit feedback frumos și bun și am văzut, mi s-au dat câteva variante de copertă, asta mi-a plăcut cel mai mult. Cartea este un simbol de prietenie și de înțelegere. Pentru mine satisfacția foarte mare e că sunt cele două stegulețe mici, acolo într-un colț, dar ele, de fapt, depășesc cu mult dimensiunile coperții, ale literelor și le las să fluture în vânt, în timp și în sufletele oamenilor, cât s-o putea. Sunt încă multe persoane, cu siguranță, în sală pe care nu le disting. Îmi cer scuze că n-am putut să le mulțumesc pentru venire, dar de fapt toți suntem un suflet și o gândire, așa că, oameni buni, eu vă mulțumesc și îmi rămâneți în continuare în sufletul meu de Bacăuan. Sunt încă o dată flatat și pentru faptul că am fost amintit aici în aceleași rânduri cu Amos Oz. Vreau să vă spun că pe Amos Oz îl iubesc, îl stimez și e foarte mare. Doresc să avem numai literatură de cea mai bună calitate, chiar și cu contribuția unora dintre noi și dintre dumneavoastră. Să fiți sănătoși și mulțumesc! Primești o întrebare? Primesc orice, dar nu politică. A spus o că spun politică. Dom'le, câți copii ai? Am unul și bun. Nepoți ai? Am unul și am trei nepoți. Să știi că am români din Bacău, de calitatea cea mai înaltă, care trăiesc acolo. Români etnici, care trăiesc acolo. Și prima dată când m-a impresionat ceva, a fost că sunt mulți cititori de texte românești acolo, în Israel. Cât sunt? Știi? Știi cât sunt? Știu că sunt mulți, dar n-am cum să știu. Cu toate că sunt vreo 600 de mici. M-am bucurat. Nu, cifra exact jumătate întâmplător, o știu că 15 ani am fost secretarul general al Uniunii Originarilor din România, în Israel, și politicienii care erau un pic deasupra mea se lăudau, dar era laudă, că suntem 300 de mii. Suntem aproape 300 de mii, ca să fiu mai... Cât așa, asta era în urmă cu niște ani, acum nu mai știu. E frumos și pe mine m-a bucurat, pentru că am foști elevi care trăiesc acolo. Ai mei, de la liceul Ferdinand.
Nu da, de la Petri da, Peisache, da, pe care l-ai lăudat adineaua, care n-are nici unul, ai vreo unul? N-are elevi, dar are oameni care îl îndrăgesc datorită scrisului. Păi, oamenii fac și greșeli, ca așa spune pe Biblia. Mulțumesc, Rode, bucurie și sănătate. Mersi, mersi. Am avut aceeași profesor la ea, și dumneavoastră și eu. Da, da, da. Să vede, să cunoaște. Aș vrea în fiere să dăm cuvântul președintelui filialei USR Bacău, cum nu? Dacă îmi permiteți, aș mai interveni numai cu vorba. Aș vrea să subliniez și să mulțumesc. Nu știu dacă nu mă înșel, cunosc poza doamnei Medvețchi și mi se pare că și domnia sa este în sală, ceea ce mă onorează de asemenea foarte mult. Dar e chiar lângă mine, doamnul Roni. Veselă și plină de energie, ca de obicei. Și ne vedeți acum? Domnul Roni, ne vedeți? Sonorul, sonorul. Nu, sonorul ca... Văd mai mulți, dar nu știu la cine să mă refer. Nu, vreau să o vedeți pe doamna... Da. Vă face de mână. Da, și doamna... E lângă mine, doamna... Da. Și vă face... Da. Domnul Roni, ne bucură că sunteți azi aici cu noi, în această sală, zic eu, ospitalieră și generoasă. Printre picturile lui Ion Măric, un pictor naiv, dar din altă ținută artistică, chiar dacă lui domnul Codrescu nu-i place, asta e. Bineînțeles, de, acceptăm că nu-i place, da? Dar ne bucură că sunteți cu noi, suntem împreună astăzi și la această carte, care e un fel de imn, dacă s-ar putea spune, dedicat orașului Bacău și zona aceasta culturală a României, Moldova de Mijloc, care e Bacău. Sunteți un exemplu de cum ar trebui să comporte și tânăra generație care atunci când pleacă pe alte meleaguri să-și mai amintească de unde au plecat. Am aici și vreau să o citesc, asta ar trebui chiar poate transmis la în școli să fie la generațiile tinere. Ia uitați ce frumos spuneți noastră. Nu poți fi un adevărat băcăuan dacă municipiul acesta nu e al tău, prin toată ființa ta, dacă el nu pulsează prin inima ta. Poți fi deștept, norocos, capabil, întreprinzător, sau tot ce crezi tu că ești, dar nu-i destul. Ascultă-mă pe mine, trebuie mai întâi și mai întâi să fii băcoan prin suflet. Trebuie să existi prin ceea ce a fost bun și frumos aici. Să respiri odată cu aerul străzii, cultura legată de locurile astea, istoria faptelor de bine, și să știi că tot ce e acum pe placul tău are rădăcini, că au fost oameni de suflet care au făptuit și ei ceva astfel ca azi să fie cât mai bine posibil. Ce putem spune mai mult decât această trăire care o aveți pentru aceste locuri din care ați plecat, dar care sunteți legat prin mii de fire invizibile, aș putea spune, și prin sufletul noastră atât de generos față de aceste meleaguri. Unde ați văzut lumina zilică. Până la urmă, cel mai important și ne leagă în viață locul în care am zis prima dată mamă, locul în care prima dată am văzut soarele, care am văzut natura, mediul, oamenii din jur. Și dumneavoastră îi păstrați, i-ați luat cu dumneavoastră la Tel Aviv acolo și păstrați în continuare și în amintiri și în suflet și în cărțile noastre. E o carte de suflet, în primul rând, e o carte de poezie cu proză foarte bine articulată și, cum să spun, armonios făcută. Și mai aveți și acest spirit, nu critic, satiric, dacă vreți, natural, care curge în cartea aceasta. Poate aș fi de acord cu domnul Isache că este totuși un roman, chiar dacă nu sunteți eroul principal
scris la persoana întâia, dar e totuși un roman, pentru că sunt atâtea elemente care amintesc de un Bacău de altă dată, în care nu se mai regăsesc decât foarte puține imagini. Foarte puțin, aproape n-a mai rămas nimic. Citeam despre banda, despre furatul la Mary, când ați rămas cu mâna agățată în gard. Așa, și multe alte despre ce era pe timpul cinematografic, care astăzi sunt ruine și nu mai niciunul, nu mai niciun cinematograf s-a dus toată amintirea. Dar rămâne o carte, rămâne această, cum să zic eu, această dovadă că Bacău totuși a fost un oraș cultural, a avut un teatru, iată, numai descrierea de actorii care au jucat, piesele care s-au jucat la Bacău și care foarte cei mai mulți și mai amintim. Vorbesc de cei care sunteți Bacău, jet-be-jet, eu nu sunt. Dar rămân ca un depozitar de amintiri, ca un depozitar de valori pentru acei oameni care nu mai sunt astăzi cu noi și care au contribuit fiecare cu inteligența sa, fiecare cu munca sa, fiecare cu sufletul său la realizarea ceea ce este totuși cultura băcăuană. Mai aveam un pasaj aici pentru că mi-a plăcut că ați fost din cei care l-ați văzut pe Bacău, ați avut fericirea și alții poate l-ați cunoscut pe Bacovia și l-ați văzut. Și iată ce frumos spuneți într-un pasaj aici. Lângă poștă era librăria noastră. Și noastră erați la librărie și l-ați văzut pe Bacovia. Trecea prin dreptul librăriei, îl zăresc prin ușa cu geam aburit, e nebărberit, adus de spate, într-un palton cam lung, de culoare închise. Și toamna și iarna coboară amândouă și plouă și ninge și ninge și plouă. Este același băcan care altădată înfiorat vibra în primăvară. Mugur alb și roz și pur, te mai văd, te mai aud, vis de albastru și de azur. Litere sfinte din raftul de amintiri al micii librării de lângă poșta din centru, care, nu știu dacă mai este astăzi, sigur că nu mai este, nu mai este, dar care, iată, pentru cei care sunt băcoani jet by jet și pentru noi ceilalți care trăim pe aceste meleaguri, răsculesc amintiri și ne aduc, ne fac să ne întoarcem într-un trecut care de multe ori îl uităm prea repede. Și poate dumneavoastră ați făcut exact acest lucru, să reînviați acest trecut în sufletele și mințile tuturor celor care trăiesc aici la Bacău. Vă dorim și vă doresc multă, multă sănătate. Păcat, poate mai veniți pe la Bacău, dacă mai ajungeți vreodată pe la Bacău, vă așteptăm cu drag să ne întâlnim, să stăm la o discuție liberă. Multă, multă sănătate și putere de muncă, inspirație și să mai scrieți cărți despre Bacău de altă dată, că sunt necesare. Sunt, de fapt, ca... Mulțumesc! Pentru puțin. Mulțumesc! Din partea comunității evreilor din Bacău, odată vrem să mulțumim organizatorilor, editura Rovimet, pentru invitație de a participa. Suntem deosebit de onorați de a participa la... Da. Deosebit de onorați pentru această invitație, companie atât de selectă. Îl felicităm pe domnul Roni Căciularu pentru scoaterea acestei cărți extraordinare. Am citit-o, am fost impresionat, nici eu nu sunt băcăuan, sunt măritat în Bacău, dar transmite prin toți porii cartea, transmite această declarație de dragoste eternă pentru orașul Bacău, așa cum arată. Eu am cunoscut, adică cunosc, am familie, cunosc evreii din Israel, veșnic îndrăgostiți de România. Dar așa cum arată domnul Roni Căciularu și cum menționează de altfel în carte, dragostea lui, în special legătura aceasta, este în special pentru Bacău. Ceva extraordinar, extraordinar și impresionant. Și mulțumim, mulțumim pentru tot, pentru carte și pentru invitație, pentru participarea la acest eveniment și sperăm să mai citim și alte cărți ale domnului Roni Căciularu, cu care noi, comunitatea băcăoană, ne mândrim. Mulțumesc! Nu vrei? Din sală, dacă mai doriți să spuneți câteva cuvinte, domnul Traian Valeriu,
domnul Cornel Galben, mulțumim, domnul Ceucă. Domnul Roni Căciularu, domnul Ceucă este un colecționar al spiritului băcăuan, nu numai a imaginilor, a Bacăului vechi în care v-ați născut și ați copilărit. Da. Poftiți, domnul Traian Valeriu. Da. Da, cred că poate. Traian, ca să arătăm că e mai bun vrânceanul decât candidatul lui. Mulțumesc pentru această cinste, această onoare de a lua parte la asemenea întrunire. Și vreau să vă spun că... Mai întâi vă rog să-mi dați voie să-l salut pe colegul și plurivalentul meu amic din totdeauna. Pe cine? Da, dar n-a spus Traian Valeriu, a spus altceva. În sfârșit. Eu am privilegiul ca băcăuan să-l fi cunoscut pe Roni Căciularu în cel puțin trei ipostaze. Una, înainte de facultate, când l-am văzut prima dată jucând tenis de masă pe scena teatrului din Bacău. Constantin Călin. Era atunci în mare vogă Angelica Rozeanu, care era mare tenismenă, ping-pong de masă, mă rog, așa. A doua oară l-am cunoscut în ipostaza de student la Facultatea de Filologie, unde am fost colegi 5 ani de zile, în aceea serie, și în care îl țin minte ca pe un puști. Era foarte tânăr, foarte copilăros, ca să spun așa, ca înfățișare, pentru că era, nu știu, era felul lui, dar era tot timpul într-o mișcare absolută. Între Radio Iași, între Flacăra Iașului, între Scânteia Tineretului și mai târziu, după ce a terminat Marin Sorescu, care ne-a fost, cred că, prieten la amândoi, la Viața Studențească, unde a fost o subredacție a Iașului, a ziarului, a revistei, și Roni Căciularu era prezent cu articole, cu reportaje, cu materiale de presă în această publicație studențească. După aceea am avut bucuria, dacă vreți să vă credeți, să lucrez, eu ajungând întâmplător în redacția ziarului Steagul Roșu, unde dânsul era redactor, titular, era, dacă nu mă înșel, a fost, cred că, primul din redacție cu studii superioare. Când am ajuns eu în redacție, mai erau câțiva. A Victoria Nașoaie. În afară de, bineînțeles, de domnul Victoria Nașoaie, pe care l-am cunoscut și că, pe care l-am admirat întotdeauna. Dar după aceea a venit Tureschi la ziar, a venit cine mai era? Jemneal, bine, Mitulescu era cu studii superioare. Olteanu. Cine? Olteanu? Da, Olteanu este aici, acolo. Așa. Ce să vă spun? Cartea lui Roni Căciularu am citit-o pe fugă, pentru că mi-a împrumutat-o domnul Mihai Buznea. Mi-a stârnit niște nostalgii nemaipomenite. A evocat orașul, a evocat străzile, a evocat lumea, a evocat instituțiile pe care le cunoșteam, pe care le-am călcat, vorba de străzi și de alte relații care, de care mă leagă, ca și pe dânsul, acest oraș Bacău. Am apreciat faptul, citind-o în diagonală, cum se spune, am apreciat faptul că este de un realism și de un sinceritate. De o sinceritate, vorba lui Isache, de o sinceritate emoționantă. Dacă a scris cineva despre Bacău pagini evocatoare
cu mai multă căldură, cu mai multă tragere de inimă, cu mai mult sentiment local, patriotic, dacă vreți, a fost acest Roni Căciulariu, fostul meu coleg de facultate la Iași. Eu îi mulțumesc pentru cartea, i-am citit și cartea cealaltă cu Dragoste cu parfum de portocală și l-am admirat pentru această scriere de amplă atmosferă și de, cu personaje și cu situații deosebit de interesante și am bucuria să admir un fost coleg de facultate și de redacție, de muncă, bineînțeles, într-o perioadă foarte scurtă, pentru că eu am fost dat afară la un moment dat. Trebuie să vă spun că am fost dat afară de 3 ori. Așa că ea știe treaba asta. Nu o mai evoc acum, că nu-i cazul. Așa că odată de la ziar, odată de la teatru, odată de la partid. Și, mă rog, mi-am văzut treabă în învățământ, unde am revenit să ajung și de unde am ieșit prin pensionare, că așa a fost evoluția. Bine, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Îi doresc mult noroc, sănătate și spor la scris. Că scrie mulțumim bine. Frumos. Până ajunge el la microfon, să-l salut pe domnul, pe reporterul sportiv frenetic, Fănică Olteanu. Dar ziarul arătai mai bine, domnule. Am împlinit 75 de ani de aia. Maestre Căciularu, dați-mi voie să vă mulțumesc că am ocazia să particip la această acțiune și în același timp să mulțumesc în primul rând doamnei Cristina Ștefan, pentru că, vă spun sincer, dumneavoastră m-a convins să renunț la programul de astăzi și să vin la această lansare. Mulțumim. Spunându-mi foarte simplu, nu veți mai regăsi astfel de povești în nicio carte pe care ați citit-o până acum despre Bacău. Eu sunt un colecționar în principal de cărți poștale ilustrate vechi, dar colecționar de orice imagine despre o imagine a Bacăului. Am și câteva albume, pentru că în concepția mea o colecție nu este valoroasă decât dacă este prezentată publicului, pentru că toate cărțile poștale, cartoanele în sine mi-aparțin, dar imaginile sunt ale băcăuanilor și ele trebuie cunoscute de băcăuani. Vă declar că primul exponat pe care l-am prezentat băcăuanelor acum câteva zeci de ani în urmă avea comentariile cu citate din monografia Grigorovici. Era de fapt monografia cea mai cunoscută, cu cel mai mare credit și am considerat că e frumos să folosesc citate din această monografie. Vă declar că următorul exponat care va fi prezentat băcăuanilor va avea citate din această carte a dumneavoastră pe care, din păcate, încă nu am citit-o, abia aștept să ajung acasă să o citesc și sper să vă fie o bucurie acest anunț al meu. Vă doresc sănătate și multă, multă putere să le putem face pe toate. Sănătate! Mulțumim tare mult! Scriitorul Doru Cicescu. Vorbesc în calitate de autor al unei cărți despre Israel, Străluciri diamantine din Israel.
Doru Ciucescu mă numesc. Am avut unul din cei mai buni prieteni din copilărie, pe Moniș Einstein, pe care cu siguranță îl cunoașteți. A fost președinte sau vicepreședinte al comunității românilor din Israel. Vă felicit pentru această carte și declar că aș mai veni în Israel. Am fost în 2007 când Paștele creștin, ortodox și catolic au coincis, inclusiv Paștele evreiesc în 2007. Acum însă am alte priorități, am scris 27 de cărți de călătorie și am amintiri foarte plăcute din Israel. Încă o dată vă felicit pentru această carte. Vă mulțumesc și vreau să mai precizez că multe din cărțile dumneavoastră sunt editate tot la editura unde am scos noi cartea aceasta acum, la Rovinet. Da, da, da. E un titlu, e un titlu de onoare și pentru mine. Într-adevăr. Domnul Cornel Galben, vă rugăm frumos câteva vorbe. Mai avem puțin, nu vă pierdeți răbdarea, că e frumos. Cornel, e obligat să vorbească de el. Mă bucur că vă văd și pe ecran. Sunt fericit că băcăoanii au avut acest moment. Aș fi fost și mai bucuros dacă erați în sală. Pregătisem niște cărți pentru dumneavoastră în care erau și poezii care altădată v-au încântat, dar sperăm că acest prilej ne va reaminti de anii petrecuți în redacție și nu numai în redacție, pentru că și după ce ați părăsit redacția, ne-am mai revăzut până să părăsiți și Bacăul. Vă urmăresc, vă fișez fiecare referință bibliografică și în cel de-al treilea volum la care lucrez acum de scriitor băcăoani, veți figura alături de o bună parte din cei care sunt acum în sală. Sănătate, bucurii, dumneavoastră și familiei și toate cele bune! Domnul Roni Căciularu, îl invităm un pic și pe domnul Ștefan Olteanu? Da. Arată mai rău pentru că o plecat din Bacău. Nu. Arată mai rău că vin de la Neagis. La facultate o stat cu mine în același cămin, dar nu au ce arată mai încoace. Domnul, dar unde-i camera? Dacă se tăie în Bacău, o prin care vede. Roni. Dar în primul rând spune că eu te-am văzut mai înainte, mi s-a părut înainte că erai domnul acela cu barbă și te-am confundat. M-am mirat în sine, mi-a zis, băi, uite cum s-a schimbat omul. Dar acum e greșeala mea și îmi cer scuze. Roni, am să aduc aminte de o ispravă pe care am trăit-o împreună. Când a apărut primul reportofon în, la ziar la noi, îți mi-amintești? Așa. Reportofonul, da. Da. Așa. Datorită relațiilor lui Ionică Roșu, poetul, așa, care știa unde să umbli la București, ne-a făcut rost de acest reportofon pe care l-am adus la redacție, tu l-ai înșfăcat și ai spus, eu sunt cu reportajele la... la Bacău. Și am zis în gândul meu, stai puțin să vezi tu că termin bateriile și celelalte de rezervă le-am uitat acasă. Și așa am făcut. După două săptămâni sau trei, ai terminat pe toți de intervievat din Bacău și ai terminat și bateriile. Și așa a ajuns reportofonul tău, reportofonul nostru. Îți amintești, da? Da, da.
Să-ți dea Dumnezeu multă, multă sănătate. Mă bucur, am vorbit despre tine foarte des cu Mozari, care vine mai... Da. Mozari, Dumnezeu să-l ierte. A murit Mozari? Nu știam. Nu știam. Da. Asta e. Da. Dar spune direct, da, de redacție. Nu, nu. Nu mai e chiar. Mulțumim frumos. Domnul Brăneanu vrea să mai spună câteva vorbe. Mai avem foarte puțin din conexiune. Domnul Roni, vreau să vă amintesc de un prieten comun și să mă fac mesagerul lui. E vorba de Calistra Costin. Să vă care sigur ar fi fost astăzi aici și ne-ar fi încântat cu prezența lui deosebită și să mă fac mesagerul lui și să vă transmit multă, multă sănătate. Sigur, el ne privește din cealaltă dimensiune și cred că se bucură că îi amintim și numele lui și că dumneavoastră ați fost prieten bun cu el și cu toți am fost prieteni. Mulțumim! Mulțumim tare mult pentru participare. Sperăm să vă fi simțit bine și să ne mai revedem cu bine. Am vrut să subliniez mai o chestie. De ce am pus acolo pe volumul ăsta? Vorbim. Vorbim.